Încă o schimbare importantă pentru Reghin. Parcul central, considerat un adevărat simbol al localității noastre, primește un nou aspect. Administrația locală a demarat un proiect amplu de reamenajare a spațiului verde din zona centrală a municipiului. Lucrările au început în aceste zile prin îndepărtarea gardului viu îmbătrânit. Urmează însă multe etape programate pe parcursul lunilor viitoare, pe baza unui proiect coordonat de șeful secției, inginerul Silvic Călin Albu. Conducerea primăriei s-a gândit să reorganizeze puțin aspectul, sau mai bine zis, fațada parcului din centru, prin scoaterea gardului îmbătrânit și care deja nu mai asigura un rol funcțional, deoarece suprafața foliară, respectiv frunzele, erau foarte puține și era rarefiat pentru că tupina era săracă în frunziș. Și s-a gândit să scoatem afară acest gard și să asigurăm o peluză liberă cu vizibilitate, dar și în același timp și un rol funcțional mai bun. Lucrările de amploare au atras privirile trecătorilor care se opresc și urmăresc curioși ce se întâmplă. Majoritatea dintre ei sunt de acord că era nevoie de o schimbare atât de estetică cât și de întinerire a plantelor. Cunoașteți parcul, da? Da, că de mult sunt aici în oraș. Doamna primăriță vrea să facă foarte frumos. Cum vi se pare până acum, iată, să renunță la acest gard viu, îmbătrânit? Zic că o părere bună a avut de la Consiliu, că numai de acolo. Cunoașteți parcul de mult? Sigur că de mult. Sunt de mult în Reghin. Este un element important pentru municipiul nostru? Foarte important, sigur. Numai să strică băncile și... Ar trebui o pază să facă, că foarte multe stricăciuni să facă. E foarte bine. Reghin întotdeauna a fost un oraș curat față de alte orașe și conducerea de la primărie acum își face frumos datoria. Cum credeți că va arăta așa fără gard viu? Ei cum? Aici o să pui flori, nu o să rămâie așa pământul. Desigur că ne aflăm într-un stadiu incipient al acestei activități, pentru că se va axa numai pe bădura din partea de către șosea și pe urmă se va continua la primăvară cu nivelarea terenului și amplasarea unui gazon de calitate, astfel încât toate asociațiile vegetale și restul arborilor și plantelor existente în parc să fie puse în evidență de o peluză bine întreținută și cosită la timp. Parcul central din Reghin are o istorie de peste o jumătate de secol, timp în care s-a schimbat destul de puțin. Câteva specii de arbori au rămas, între care sunt și exemplare exotice, rare. Unele specii vor fi înlocuite pentru ca noul ambient să capete nu doar un aspect plăcut, ci și utilitate. Amplasarea unor plante lemnoase, de rășinoase, dar și de foioase, combinate într-o asociație vegetală care să asigure o bună protecție împotriva factorilor poluanți cu eliberarea de ion negativ care să asigure un beneficiu pentru sănătatea fiecărui cetățean. Proiectul de reamenajare este unul complex și gândit în cel mai mic detaliu de către specialiști. Nimic nu va fi la întâmplare atunci când vine vorba de culoare, formă, înălțime și utilitate. Salcâm, Robinia pseudacacia, care vor fi înlocuiți cu exemplare de magnolii, de Gingko biloba și mai multe rășinoase, detalii vrem noi cât de mare, cum am funcție și de buget. Asociațiile vegetale care s-au ales s-au făcut după o schemă de proiectare și au fost astfel amplasate încât să îndeplinească toate rolurile funcțional și estetic. De asemenea, proiecte de reamenajare se vor bucura în viitor și alte spații verzi din municipiu. Spre exemplu, piațeta din cartierul Libertății are deja un plan de specialitate, iar lucrările sunt pe punctul de a începe.